Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Parma Romena. Începe greul astăzi pentru că ne apropiem de finalul campionatului. Deși ne menținem acolo pe prima poziție, avem 4 puncte în acest moment peste Juventus și un meci în minus. Și atât puteți să ne ducem la 7 puncte de Juve. E bine, începe greul în Champions League. Vom întâlni astăzi în primul meci din dubla cu Man City din sferturile Champions League. Jucăm primul meci în deplasare la Manchester, așadar ne așteaptă astăzi un episod foarte important. Iar înainte de acest meci vom juca cu Genoa în campionat în deplasare, iar ultimul meci tot în deplasare jucăm cu Veneția. Așadar avem 3 deplasări astăzi, da? 3 deplasări destul de dificile. Voi încerca să jucăm în campionat cu rezervele pentru a avea titularii 100% pentru meciul cu Man City. E clar, ne interesează foarte mult ce facem în acest moment în Europa, pentru că în seria cam s-a decis acolo cât de cât s-au decis lucrurile. În acest moment 4 puncte, câștigăm acest meci, putem face 7 puncte și cred eu că nu mai avem cum să pierdem campionatul. Chiar dacă mai sunt meciuri destul de multe de jucat, zic eu că n-avem cum să mai putem să scăpăm scudetto din mâini în acest sezon. E bine, până la urmă, că am reușit să obținem rezultate foarte, foarte bune și deja ne ținem acolo în fața celor de la Juventus, pentru că ne putem concentra mult mai bine pe Europa în acest moment. Trebuie să o luăm pas cu pas și trebuie să încercăm să scoatem maximum de la acest meci cu Genoa. E clar, sunt 3 puncte foarte importante. Ne putem duce la 7 puncte de Juventus, așa cum spuneam mai devreme. Așadar, poate fi un meci foarte important acesta pentru noi. Trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Și mai aici a scăpat acolo Sefer mingea de sub control și destul de ușor a pierdut posesia. Ne întâlnim o echipă foarte slabă. Genoa are ceva calitate, așadar trebuie să fim atenți. Ok, clar, se va juca spre o singură poartă, iar Genoa va încerca pe contră. Vedem aici în 3 oameni, încearcă Genoa să creeze pericol aici, în această fază. Se toarce mingea la Saponara, scoate Radu din nou, Sefer acolo, te poți să-l da foarte, foarte ușor. Să știu dacă reușim să respingem aici, noi acolo, dar respinge Fabio Silva, Radu era ieșit, aiurea acolo, reușim să recuperăm până la urmă. Să vedem dacă încercăm să plecăm pe un contra aici. Cel mai bun atac, 75 de goluri înscrise în acest moment în seria, însă rezervele noastre nu sunt la nivelul titularilor. Să luăm aici băluță pentru Sefer. Sefer se desprinde, Sefer acolo, Sefer luat pe sus din nou de Cibora și din nou pierde destul de ușor. Destro pleacă pe contră, scade în dreapta la Ecubar. Bine, blochează aici pe Zela și avem timp să ne reașezăm în teren. Un ce pasă bun aici pentru Destro, vine de cealaltă acolo și închide. Să calmăm un pic, foarte agresiv Genoa. Vedem, de fiecare dată când primim o minge, încearcă să ne ia pe sus. O Sefer aici, a încercat o pasă, din nou greșește. Și din nou Genoa pleacă pe contra. Ecuban întoarce aici la Saberia, Saponara pentru Destro. Destro îl aduce aici pentru Ecuban, ține mingea în teren Ecuban. Se întoarce și pasează la Saberia, din nou Ecuban. Centrează pe Maradona, nu era pe Maradona. Da. Scapăm repede pe contra. E bine pe cei de la Genoa, acea zonă și nu reușim să-i scoatem. Duce mingea în cealaltă parte, are spațiu foarte bun aici Popescu. Cerează Popescu, intră în zona centrală, pasează însă greșit. Birachi a intervenit acolo foarte bine. Pasă printre băie aici, Portanova scapă de un spațiu liber. Destul.
joc aici cu fare și pasă în adâncime, atent, Manea, și pasă cu mită. Pasă un pic cam tare acolo al lui Manea, Radu, se lovește mingea de sare, mingea ca din colțul Messi. Are noroc că au ratat cei de la Genoa. Lovato joacă aici în loc de linie pentru Lucas. Lucas se desprinde, Lucas îl găsește aici pe Popescu, mai departe vezi Du Silva, șutul 1-0, ce contraatac din Fabio Silva, deschide scorul. Pasă perfect acolo în fața porții Fabio, dar acum să rateze din poziția aia. Se descurcă foarte bine aici și Popescu. Ce drept cu el am vrut să joc prima oară, însă era mult mai bine în poziționat Lucas Moura. Popescu până la urmă cu asistul. Ce finalizare are Fabio Silva aici de pe loc. E important acest gol. Deschide scorul înainte de pauză. Sturaro. Portanova. Joacă în diagonală. E pe Zela acolo, însă în loc să joace cu fundașul pe Zela, este lovit aici de minge. Greșește Portanova acolo și a reușit să recupereze. Dacă Lucas Moura se desprinde, Lucas. Se întoarce Lucas. Încă o dată. Lucas Moura. 1-0. Se distrează Lucas cu apărarea adversă. Din nou un contraatac perfect. Iar Lucas face 1-0. O opțiune foarte importantă acum pentru cele 3 puncte. Cred că bine s-a descurcat aici Lucas. Bun. Înainte de pauză 2-0, 43. Portalo. Maximovic pentru Sturaro. Greșește aici Sturaro, însă Sefer este lovit și el acolo de minge. Pasă foarte bună pentru Fares în adâncime aici. Să fim atenți, e ultima fază a primei reprize. Hai să nu primim gol. Pasă în adâncime. Hai să nu primim gol. Se spune. Și eu ce fac? Marchează Genoa înainte de pauză. Aveți acolo foarte bine în adâncime. Băiatul ăla pasă. Se duce perfect. Iar Ionuț Radu este învins pentru prima dată în acest meci. S-a deconectat și controlul. Era prea bine să avem 2-0 la pauză. Se face 2-1 și va fi a doua reprisă foarte dificilă, pentru că mă aștept ca Genoa să forțeze mult mai mult în epizodul. Da, cine mai fi noi fără emoții? Este ce să stăm noi liniștiți, să ai 2-0 pauză, să cauți golul 3 după aia. Mai bine îți creează adversarul ceva emoții. Ai devenit bine aici Sefer, însă iar care n-a mai jucat pentru Genoa. Cibora pasă în adâncime aici, foarte bună pasă pentru Foare și centrat de fața porții, însă mare, comită fără tipul. Și Calvin Mane aici. Centrale pe 6 metri, iese Radu foarte bine acolo și dă drumul repede, însă greșim, foarte bine de degeaba acolo. Sunt penibil. Pasă prea lungă aici pentru Popescu, e blocată să obține aruncare de la margine. Bine, va obține măcar atât, pentru că putea fi o contră periculoasă acolo. Popescu. Centru la Ayala, primește Fabio Silva. Cred pentru Popescu aici, Popescu caută zona centrală, Ayala, Lucas! Scurte însă portalul celor la Jura. Cred e bine rău, se deschide acolo la Lucas, însă scoare bărbă aici. Greșește Moane, nu reușește să recuperăm fața lui Sturaro, întoarce la fare și se încurcă jucătorii celor de la Genoa să se dă fault, băi, stipulez, băi, ce fault ai văzut aici. Adătorul 60,
Trebuie să căutăm neapărat gol 3. Nu vreau să stăm cu emoții. Trece Cibora acolo, vine Bănuță și recuperează și avem șansa unei contre aici. Reușește să Sefer. Găsește până la o pasă pentru Fabio Silva. Spațiu mare pentru Fabio Silva. Intră în zona centrală. Greșește Fabio Silva, o zăpasa. Caicedo. Reușim să blocăm prin Lovato, să pasă din nou greșit. Portanova joacă aici în adâncime pentru Ecuban. Trece Ecuban în prima fază, trece și la a doua fază. Accelerează Ecuban acolo, centrale în fața porții. Vedea ce are cu ceva emoții. Blochează acolo. Pezela joacă în lung de linie, nu e atent acolo, Popescu deviere în adâncime aici pentru Caicedo, excelent Lovato. Oh, nu, Ayala se încurcă în minge acolo, blochează Medeceanu. Ce grafă putem să facem, e incredibil. Bănuță nu reușește pasa aici, Sturaru blochează și dă unul la contraatac, pasă în diagonală pentru Ecuban, Pezela e acolo. Ultimele 10 minute, în godoare 2-1. Să încercăm aici o contra. Se rindu-i băi, Pezela, bă, doamne, pasă de 2 metri arată la fara pe aia. Portanov. Reușește și Portanov aici. Da, ăsta e nivelul. Ăsta e nivelul, ia tu ție de mie. Nu pot să cred, băi, Bănuț, ai omul în centru, liber. Singur ești tu de-ai greu adversar. Bună intervenția asta, din nou Bănuț, recuperează acolo două tecnicuri perfecte. Dacă Fabio Silva n-a dat cine se prea lungă la această pasă de indesirit. Ultimele 5 minute, trebuie să fim atenți. Toarce acolo Caicedo, să recuperăm. Bănuță, se întoarce cu fața Bănuță. Fabio Silva! Este foarte. Greu, foarte, foarte greu până la urmă, deși am început perfect acest meci. Două goluri destul de rapid în prima repriză, după a fost foarte echilibrat meciul, mai ales că s-a făcut 2-1 și a tremurat un pic. A tremurat un pic, e bine că reușim aici o victorie și ne bojurăm avantajul față de Juve la 7 puncte în acest moment. Bun, debut bun, Milan Cagliari 2-1 și Napoli 5-0 cu Lazio în deplasare. Ce rezultat aici pentru Napoli. Da, începe greul și în Champions League. Suntem în sferturi și deja întâlnim o echipă favorită la a câștiga acest trofeu. Jucăm cu Man City, jucăm în deplasare. E să sperăm aici la un rezultat cât mai bun pentru a ne califica mai departe. 4-3-3, Ederson, Mukiele, Diaz, Taliafico, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Silva, Torres, Immobile și Sterling în atac. Nu foarte multe schimburi la City, dar e o echipă care nu prea are foarte multe nevoie de transferuri. Are nevoie de foarte multe schimburi, deja arată echipa senzațională. Vedem, l-au adus pe Immobile acolo în atac, hai să vedem dacă reușim să închidem această echipă, care clar din punct de vedere ofensiv, zic eu că este peste noi. Chiar dacă avem doi jucători acolo în atac fenomenali, doi atacanți perfecți în acest sezon. Sterling, 3 goluri ultimele 3 meciuri, putem avea pericol și din partea lui Sterling. E un prim test pentru echipa asta, pentru că e clar, am ajuns la un nivel la care, pe seria, este clar sub noi.
Și acest aici este un test să vedem ca pe unde ne aflăm. Putem să ne gândim chiar la Champions League sau ne oprim aici sau în semifinale. Vedem Liverpool, Chelsea, PSG, Bayern și Atletico, Juventus în celelalte sferturi. Ce mijloc cu Bernardo Silva și De Bruyne acolo. Rodri și el, un jucător foarte bun. Robert Diaz, nu mă zic, Ederson în poartă. Kevin De Bruyne, KDB. Specifică Angliei. O toacă mărât, o ploaie mărât, așa. Hai să vedem ce reușim să scoatem din acest meci. Cel mai important test pentru noi, clar. Sterling primește acolo în bandă. Immobile întoarce pentru Rodri, reprimește Immobile acolo. Vine Zaccaria și recuperează acolo pressing agresiv, cel de la City. Reușim se scoate în prima fază. Bun, Zaccaria se întoarce foarte bine acolo cu adversarul în spate. Primește Adeyemi. Adeyemi pleacă acolo. João Pedro reîntoarce pentru Răzvan Marin. 1-0. Petihat. Ce atac perfect aici, nu ne grăbim, așteptăm pasa decisivă și Răzvan Marin deschide scorul pe Etihad. Ceva fani veniți din Italia să le susțină acolo, se bucură la acest gol al lui Răzvan. Cât de bine m-a cursat acolo aici, nu ne-am grăbit, am așteptat, până la urmă am găsit pasa perfectă și Răzvan deschide scorul. Bun, a început foarte bun. De Bruyne, Bernardo Silva, joacă în stânga cu Sterling, Taliafico, trebuie să profităm, Taliafico fundaș stânga, e folosit ca fundaș central, Immobile aici, greșește Immobile, Sique, nu reușește pasa acolo, l-a blocat Joao Cancelo, Zaccaria. Poate bine s-a întors și el mai devreme cu fundaș, cu adversar în spate, pardon. Pressing agresiv, nu găsim culoare de sprint, nu găsim culoare de pas. Reușim să-i scoatem aici Marin pentru Zaccaria. Zaccaria greșește acolo, recuperează pe City, însă Răzvan insistă și recuperează și el. Pierdem din nou, Cancelo a recuperat acolo, Immobile, De Bruyne, Cir, Bernardo Silva, mai departe pentru De Bruyne, Cir, De Bruyne întoarce la apă, Rodri pasă în adâncime acolo, reușim să blocăm și să recuperăm până la urmă, pressing din nou agresiv, al celor de la City, reușim să rămânem calmi și ieșim bine din defensivă. Man pentru Zaccaria aici, nu dă drumul la timp Zaccaria și pleacă City pe contra. Ciro, întoarce la De Bruyne din nou, Ciro, Ferran Torres, De Bruyne. Immobile găsește pasa asta aici pentru pe Sterling, blocăm prin Bela Cocea. Pierdem acolo destul de ușor în fața lui Raheem Sterling. Sterling în centru pentru Rodri. Reprimește Sterling, Ferran Torres, Ciro Immobile, pleacă acolo pe De Bruyne. De Bruyne în fața porții, reușim să blocăm cu drumul repede Gigi. Închis acolo City. Am un spațiu bun acolo în dreapta, însă închide la timp un joc Cancelo. Din nou joc Cancelo iese perfect din defensivă. Reprimește joc. Ceres. Joacă să
Joe Cancelo, blocăm acolo pasa și să vedem dacă avem șansa unui contraatac. Din nou, Joe Cancelo vine perfect acolo și blochează. Ciro. De Bruyne. Rod. De Bruyne. Din nou Rod. Pasează cei doi, găsește până la pasa între linii pentru Sterling. Sterling în adâncime pentru Ciro, reîntoarce la Sterling. O singură ocazie pentru City, iar Sterling aici nu ne iertă. Da, vedem, am văzut înainte meciul, ne-a avertizat jucul. Vezi că Sterling e foarte bună, are 3 goluri dintre ultimele 3 meciuri. Și regenerează aici Sterling. Un șut nu foarte năprasnic, dar Gigi nu are reacție. Egalează City. O prima repriză bună, în care ne-am apărat destul de bine, însă cred că primim acest gol destul de ușor. Zacharia. S-a retras un pic City, hai să vedem aici. Da. Da. Da, Ademi. Mai departe. Man. Man. Scoate cu piciorul Ederson. Wow, ce ocazie aici. Și recuperase Zacharia să se apoi. Ce ocazie aici la Denis Man. Ce ocazie scoate Ederson și 1-1 pauze. Liverpool Chelsea 0-0. Foarte echilibrat meciul. Vedem, nu este diferență foarte mare între City și noi în acest moment. Însă are calitate mare City. Cel puțin acest pressing este incredibil. Ademi, se desprinde Ademi. Ademi. S-a dat unul cu Mihail. Mihail a blocat excelent de Mukiele. Oh, pressing bun aici, însă scapă City. Scapă City de acest pressing. Mukiele face la Ruben Dias. Din nou Mukiele în adâncime aici, în dreapta pentru Ferran Torres. Are prin planul Ferran, întoarce. KDB, De Bruyne. Uite aici De Bruyne, se duce în bandă, centrează De Bruyne. Atent acolo, respinge. Ce intrare are Mukiele acolo. E o intrare perfectă, repune City pe contraatac. Rodri, Bernard, întoarce la Rodri. Pasă la adâncime acolo pentru Sterling, scăpăm. A fost o ocazie bună aici pentru City. Haide băi, Mane, tată. Sterling pentru... Ce a fost asta? Pe unde a intrat mingea aia? Poate preluare la imobil. Zdrang. Dar pe unde a trecut? Prin el? Întoarce City până la urmă scorul. Nemeritat, dar imobile își arată calitate. Bruine, recuperează De Bruine, însă atent Felix Agu, Mihaila, Marin găsește aici pasa pentru Adeyemi. Adeyemi se toace cu fața Adeyemi, pasă în adâncime pentru Joao Pedro, iese Ederson la timp. Mai acolo. De Bruine. Ferran. Din nou De Bruine, Ciro, pentru Bernardo. Bernardo Silva. Stelic. Încă Joao Cancelo la Stelic. Deci Sterling acolo destul de ușor de Zacharia. Vine pe Sikhe și închide la timp. Pasă prea tare, însă... Și nu se rângea aici. Ferran
Ciro în adâncime, scoate gigi. Respingem de acolo, recuperează însă City. Ferran pentru Bernardo. Scoate la De Bruyne. Ferran. Bună intervenție aici, putem pleca pe o contră. Jogă, accelerează jocul. Trece jocul pentru. Jocul pentru, îl așteaptă aici pe Mihail. Mihail. De bine se retrage aici De Bruyne. Ce intercepție are aici De Bruyne. Minutul 80 puteam să dăm lovitura, puteam să egalăm pe Etihad. Zakaria. E vergetul Zakaria. Avem însă continuare. Felix Agu găsește bine aici această pasă în jocul pentru João Pedro, se întinde Ederson și scoate. De ce n-am dat cu cărbă aici? Ocazii mari ratate. Asta să ne coste aceste ocazii. Nu intră aici pasă asta. Muchiel. Joga să fod Sterling. Întoarce la portar Sterling aici, riscant, însă Ederson e perfect. Haide! Din nou n-au soluție, însă Mukiele găsește din nou pasa corectă. Angajarea lui Ederson, De Bruyne întoarce aici la Rodri și scapă City din acest pressing. Vederea lui Sterling acolo pentru Cancelo. Să termină de la City. Nu înțeleg cum am scăpat acest meci din mediu. Nu înțeleg cum. Ai un 0 controlez meciul de să City. Prea multă calitate. A pierdem la Manchester, însă deocamdată nu e nimic pierdut. Doar 2 la 1. E un singur gol de recuperat. Vedem posesie 50-50, 6 șuturi pentru City, 3 pentru noi. Da, nu știu, parcă după ce am marcat golul mi s-a părut mai ușor și parcă am oprit motoarele, așa, nu știu. Am tras frâna de mână și imediat City a profitat. Asta e, se va decide totul la Parma, pe Ennio Tardini, dar până atunci hai să menținem acest avantaj de 7 puncte în fața celor de la Juve. Mergem la Veneția, o nouă deplasare, o nouă echipă mică la prima vedere, dar care poate să ne pună probleme dacă nu-i tratăm serios, dacă nu ne apărăm corespunzător, dacă nu atacăm cum trebuie. Această echipă clar ne poate face să suferim. Hai să vedem, avem nevoie încă o dată de Lucas Moura să facă diferența. Mergem la Veneția, da, o nouă deplasare pe Town Park, nu avem stadion de păcate. O nouă deplasare, zic eu, grea, pentru că e o echipă mică, o echipă care va încerca să se apere, care va încerca să lovească pe contră, care se va aglomera foarte bine în defensivă. Și vom avea ceva de furcă să desfacem defensiv. Popescu, preluare largă aici, imediat în pe sus. Viniato pasă în adâncime aici, în dreapta, pentru Johnson. Trece Johnson foarte ușor. Reprimește Johnson. Johnson, bun, ai aici, închide la tine. Exact ce spuneam. Imediat a plecat pe contra Vereții aici și putea chiar să dea lovitură. Vedeți aici Sefer, pleacă acolo în adâncime Lucas Moura, bună pasa. Cea mai Lucas Moura a prins aici Romero. Cel mai slab atac din seria Veneția, însă mă aștept să avem probleme.
acolo, aștept ca această echipă să marcheze împotriva noastră. Greșim acolo, pasă simplă, recuperează Cârnigoi. Ce cârnă, Cârnigoi probabil, da, ceva de gen. Forte. Pasă prea lungă aici. Da, destul de agresivă, destul de compactă defensiva deocamdată. Din nou pasă greșită, pasă direct la adversar aici. Busio reprimește Cârnigoi, pac, în adâncime acolo, Iosen. Ezel, în centru cu Ayal. Lovato schimbă partea la Sefer, spațiu foarte bun pentru Sefer, joacă în adâncime aici, se pasă, e prea tare. Asimu, recuperăm. Băluță prea tare aici, Ethan Ampadu intervine la timp. Busio, Cârnigoi, 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 cum se zice, cum o se zice numele de băiat ăsta, nu știu. Busio îl scoate în bandă pe Molinaro, pasă până în diagonal aici și reușim să respinge. Poate plecăm pe o contră, Fabio Silva, Fabio Silva în aducere pentru Sefer, Sefer are prin planul Sefer, să nu iese la timp. Recuperează Silva. Lucas, de din nou Romero. Tras la timp Romero aici, era o ieșit, să se retrage la timp. Bun, câștigăm duelul la cap, Sefer. Sefer. Întoarce pentru Mar. Liber Fabio Silva, Fabio Silva greșește, Fabio Silva recuperează însă. Oh, ce intră lut aici la Ayal. Albert. Se execută Popescu. Octavian Popescu, nicio șansă. Nicio șansă să prindă măcar poarta. Ne apropiem de finalul primei reprize, îi cam luăm râs pe cei de la Veneția și deocamdată e 0-0. Deocamdată nu reușim să spargem defensiva celor de la Veneția. Dezi găsește pe Viniato acolo între linii, pasă la Modolo. Modolo se întoarce cu fața, atent, vede ce acolo, respinge. Sefer încearcă să joace în centru, însă greșește. Dezi, Viniato întoarce la Dezi, Johnson. Din nou Johnson pentru Viniato, centrarea lui Viniato, Bobara doua. Respingem mâna de acolo, nu reușim să respingem cum trebuie și finalizează Veneția. Ultima șansă, nu? Sunt pe nimeni. 0-0 pauză la Veneția, n-am reușit să marcăm. Da, i-am luat în glumă, dar nu i-am luat în serios și Veneția creează probleme. Viniato întoarce aici la Modol. Johnson din prima aici pentru Busio. Din prima fort pentru Cârnigoi. Cârnigoi fort. Dezi pasează foarte bine pe Veneția. Foarte bună intervenția lui Ayala aici. Și mă, Johnson mai recuperează o minge. De 7 ori am dat mingea lui Johnson astăzi. Tipo, ce fău mă văzut pe acolo? Oh, iese Radu aici un pic riscant, se reușește să se prindă. Ayala, foarte bună pasa lui Ayala pentru Sefer. Are spațiu foarte mare Sefer, intră în zona centrală, pleacă acolo Fabio Silva. Fabio Silva a blocat în ultima secundă de Osmar. Molinaro joacă cu Busio, fort. Io Busio, fort pentru Cârnigoi. Trece Cârnigoi acolo. Să se și fault. Întoarce jurul centrală la Fort. Fort blocat acolo de Manea. Intră pasa asta pentru Sefer. Ayala.
Băluță blocat, Băluță mai recuperează o minge pe Ionson și dă drumul contraatacului Viniato pentru Cârnigoi. Reușim să blocăm. Popescu joacă aici pentru Lucas Moura. Să avem și un contraatac. Da, dă-o dincolo. Aolo, aolo, se ferică tată cu preluarea ta. Doamne, doamne, ce preluare greșită. Busio, accelerează Busio acolo. În dreapta primește Viniato. Modolo din nou pentru Viniato. Trece Viniato acolo destul de ușor. Centrare blocată de Lovato. Și Lovato scoate. Acum un meci terminat prost cu City. Vine un meci și mai prost la Veneția. De obicei se leagă meciurile astea. Da, bună pasă asta. Pasă fericită. Sefer. Trece Sefer. Bună pasă asta pentru Lucas. Vine aici din linia a doua. Ayala. Ayala. Trece Ayala. Să vedem atenți. Spinge din nou la Ionson, mai recuperează o minge Ionson. Ionson recuperatorul, Ionson îi primește aici pentru Harry, Ford. Bine, a dat drum, de liberarea băiatul la zona centrală, Molinaro. Molinaro centrează aici la prima oară, Lovato respinge. Luat pe sus acolo, Sefer, Fabio Silva recuperează. Lucas. Lucas se joacă aici cu Ayala, Ayala. Ayala pentru Lucas, Lucas lovit acolo de minge în spate. Rămâne la minge Lucas, Ayala. Întoarce. Pasă pentru Silva. Silva! Ce șut să ia, ce șut să ia. Recuperăm. Hai să vedem ultimul atac al acestui meci. Pezela joacă în lung de linie pentru Popescu. Vine Ayala și ajută. Ayala se întoarce bine. Liber Fabio Silva. Se întoarce Fabio. Nu lăsa avantaj aici. Popescu. Da! Se duce bine șutul, însă prinde acolo Romero. A primit roșu băiatul ăla, însă degeaba. Penibil, sunt penibil, plecând doar cu un punct de la Veneția. Da, un meci praf, un meci praf în care n-am avut situații foarte importante, în care am suferit, în care n-am creat foarte mult. Putea chiar la un moment dat Veneția să dea lovitura. Da, așa e când alegi după 5 iepuri. Da, pierzi. Pierzi anumite curse. Noi alergăm acum pentru Champions League. Să vedem dacă merită. Da, câștigăm 2-1 la Genoa, pierdem 2-1 la Manchester. După ce am avut 1-0 și doar 0-0 cu Veneția. Data viitoare avem cu City acasă, avem și Inter acasă. Iar după la două zile mergem la Udinese. Avem ultimele două luni din acest an, două luni foarte, foarte importante pentru noi. Ne așteaptă meciuri pe muchie de cuțit. Așadar, trebuie să încercăm să scoatem maximum de acum acolo. Cam atât. Încheiem aici acest episod, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!